Un accident cumplit a avut loc pe o șosea din Mehedinți. Trei persoane și-au pierdut viața pe loc după ce autovehiculul în care se aflau a fost pulberat de un tir. Conducătorul unui autotren înmatriculat în Bulgaria a intrat într-o depășire periculoasă și a lovit frontal un autoturism care circula din sens opus. În urma impactului violent, autoturismul a fost pur și simplu zdrobit. Două tinere în vârstă de 17, respectiv 23 de ani și un bărbat în vârstă de 47 de ani, toți din la Mare, nu au mai avut nicio șansă de scăpare și au murit pe loc în urma impactului. Echipajele smurd au ajuns de urgență la fața locului. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Șoferul Vinovat de producerea accidentului, un cetățean bulgar a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ulterior acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.